În familia de alpaca a grădinii zoologice de la Bucov a apărut de 3 săptămâni un pui pufos și drăgălaș, așa că adăpostul acestora este asaltat de zeci de vizitatori. Copiii sunt cei mai încântați de apariția micuțului, iar îngrijitorii se asigură că puiul este bine îngrijit și în siguranță. La Lame avem un pui și la Carpatin, să vedeți că este foarte frumos. Ați venit să vedeți animăluțele? Da. E o surpriză plăcută că vedeți și puiuți? Da. Foarte plăcută. Ce animal ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut rațele, erau simpatice. Așa? Și cerbii. Sunt frumoși, nu? Da. Și acum că au și un puiuț? Da. E simpatic. Da, foarte drăguț. Frumușel. E frumușel? Da. Noua atracție la zoo, nu? Sigur că da, e cel mai frumos exemplar care s-a născut până acum în grădina zoo. Mă refer la alpaca. E, știe să supraviețuiască. E chiar un exemplar frumos. Mai aveți puiuți și la alte specii? Sigur că da, avem și sunt. Animalele sunt îngrijite, după cum le vedeți. Eu uitați, sunt frumoase. Necesită atenție specială în perioada asta? Sigur că da, sigur că da. Și familia de cerbi carpatini s-a înmulțit. Puiul de câteva săptămâni încă suge de la mama lui. Cerbi și cali. Și caii? Da. Și ai văzut că cerbii au puiuți? Da. E frumos? Da, e frumos. Între timp însă se fac pregătiri intense pentru iarnă. Au fost verificate instalațiile de încălzire în adăpostul papagalilor și felinelor, iar pe timpul nopții aceste animale beneficiază de căldură. Suntem la finalul pregătirilor de iarnă și chiar dacă ziua sunt temperaturi destul de crescute și vremea destul de frumoasă, personalul de permanență pornește centralele pe timpul nopții. Vorbim aici de adăposturile maimuțelor pavian, adăposturile papagalilor și adăpostul de la lei. Temperaturile scad pe timpul nopții și se impune pornirea centralelor pentru a crea un ambient favorabil animalelor. În special, tigrii, leii și râșii vor primi cantități duble de carne odată cu instalarea temperaturilor scăzute. Pe lângă verificarea centralelor, a suselor de încălzire, s-au făcut stocuri de furaje pentru erbivore, stoc de paie pentru așternutul acestora și trebuie spus de asemenea că se va suplimenta cantitatea de carne pentru feline, care în perioada iernii consumă mult mai mult pentru a trece cu bine peste temperaturile scăzute. În grădina zoologică de la Bucov sunt îngrijite peste 600 de animale din 50 de specii.